Bun găsit! Sunt Alex Roșca și vă propun ca în minutele care urmează să discutăm despre asigurările RCA. Pentru majoritatea voastră, a celor care ne urmăriți acum, cumpărarea unei mașini este prima mare achiziție. Statisticile indică faptul că o mașină nouă este pe locul 2 după locuință în topul achizițiilor pe care cei mai mulți dintre români le fac. Cu prețul unei mașini noi, care începe de la câteva mii de euro dacă vorbim de banalul Logan, sunt ușor de înțeles motivele pentru care oricare dintre noi trebuie să ne protejăm acest gen de investiție. Pentru protejarea investiției tale există însă asigurările casco, despre care vom vorbi într-un episod următor. În minutele care urmează vă propun să vorbim despre ceea ce majoritatea consideră că este una dintre cele mai importante tipuri de asigurări. Asigurarea de răspundere civilă auto, RCA. O asigurare atât de importantă, motiv pentru care este și obligatorie, nu doar în România, ci și în majoritatea țărilor. Obligativitatea înseamnă că nu poți circula în România pe drumurile publice fără a avea acest tip de asigurare. Care este utilitatea asigurării de răspundere civilă auto? Asigurarea plătește pentru daunele pe care tu sau alte persoane care conduc mașina ta le provoacă altora sau proprietății acestora. Oricui îi se poate întâmpla să aibă un accident. Să spunem că ești la volan și, distras pentru un moment, lovești tare din spate mașina din fața ta. Înăuntru sunt 3 oameni și toți sunt răniți într-o oarecare măsură. Dacă ai RCA, asta înseamnă că asigurătorul tău va acoperi pagubele produse din vina ta. Altfel, ai fi direct responsabil și ar trebui să le plătești din buzunar. Pentru ce anume plătește compania de asigurări? Momentul de neatenție despre care vorbeam mai devreme a produs pagube. Pagube materiale, dacă ne gândim la mașina avariată, dar și vătămări corporale, dacă ne gândim la persoanele rănite din mașină. Asigurătorul va achita aceste costuri pentru tine, dar mare atenție, cu anumite limite. O jumătate de milion de euro, dacă vorbim de pagubele materiale, și 2,5 milioane de euro, dacă vorbim de vătămările corporale. Să luăm cazul nostru. Costurile de reparație ale mașinii s-ar cifra, să spunem, undeva pe la 6.000 de euro. În acest caz, suma va fi achitată integral de către asigurătorul tău. Dacă, ipotetic vorbind, daunele materiale pe care le-ai produs vor depăși această sumă, să luăm un exemplu, 510.000 euro, vei fi direct răspunzător pentru restul sumei care depășește 500.000 de euro. Va trebui să achiziți din buzunar, în acest caz, cei 10.000 de euro diferență. Sigur, vă veți întreba... O jumătate de milion de euro nu este cam mult? Nu este acest prag un pic cam mare? E bine, nu. În cazul nostru, daunele, așa cum le-am considerat în mod ipotetic, au fost mici. Dar se poate întâmpla să accidentați mașina din fața dumneavoastră a cărei valoare să depășească 500.000 de euro. Sau să fiți implicat sau să produceți un accident în care valorile transportate în mașina avariată să depășească 500.000 de euro. Ar fi bine să vă gândiți la acest lucru. O procedură similară este aplicată și în cazul vătămărilor corporale sau deces, doar că aici limita este mai mare, de 5 ori mai mare. Vorbim de un prag de 2,5 milioane de euro. Vă întrebați poate ce ar costa atât de mult. În cazul vătămărilor corporale vorbim de costuri medicale, cu spitalizarea, reabilitarea persoanei rănite, timpul în care aceasta nu mai poate lucra sau eventuale compensări pentru diverse grade de invaliditate. După ce v-am spus toate aceste lucruri, mai aveți vreun dubiu cu privire la utilitatea asigurării RCA? Mai este, în schimb, un alt amănunt. Ce riscați dacă circulați fără RCA? Practic, o mașină surprinsă în trafic fără asigurarea de răspundere civilă auto-obligatorie, șoferul acesteia poate primi următoarele sancțiuni. Amendă între 1.000 și 2.000 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare, și atenție, reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Asta înseamnă că din acel moment nu vă veți mai putea urca la volanul mașinii dumneavoastră și circula pe un drum public din România. Unde este valabilă asigurarea RCA? Polița RCA este valabilă numai pe teritoriul României. Polița Carte Verde, inclusă în prețul poliței RCA, este valabilă în țările din spațiul economic european. Pentru țările din afara acestui spațiu, dar care au aderat la sistemul Carte Verde, este necesară o altă poliță suplimentară, iar mai multe detalii veți găsi pe site-ul nostru asigurareamasinilor.ro. Unde poți încheia asigurarea RCA?
Există mai multe companii autorizate, dar mare atenție, nu toate companiile care practică asigurări în România sunt autorizate să vândă RCA. O listă completă a companiilor care vând RCA puteți găsi pe site-ul nostru, asigurarea-mașinilor.ro, sau o puteți vedea chiar în acest moment pe ecran. Să recapitulăm. Polița RCA este obligatorie, dar acest lucru este în avantajul tău. Pentru tine, în cazul în care ești vinovat, asigurătorul va plăti paguba produsă în locul tău. Pentru tine, dacă ești nevinovat, îți vei recupera un prejudiciu de la asigurătorul vinovatului fără alte proceduri complicate sau alte acțiuni în justiție. În plus, obligativitatea înseamnă că cel puțin la nivel teoretic, toți șoferii din jurul tău au RCA. Dacă circul fără RCA, riști să fii amendat. Riscul este mult mai mare pentru buzunarul tău în cazul în care produci un accident. Data viitoare vom discuta despre asigurările casco auto. Până atunci vă invit să urmăriți și răspunsul la o întrebare în strânsă legătură cu asigurarea de răspundere civilă auto. Ce faci în caz de accident?